Așa vorbește Duhul Sfânt, aleluia. Poporule, poporule, nu sta nepăsător într-o vreme ca aceasta și nu spune, Doamne, mai este timp, căci iată, siglobion fiind de menefal, vine, zice Domnul, scurtă vreme, o lege pentru fiecare familie, vine o lege, zice Domnul, o lege pragenta fazionti calot, pusă și ticluită bine, zice Duhul Sfânt, Gheterabion și Benefolt. Și această lege, zice Domnul, va intra din casă în casă și fiecare familie, zice Duhul Sfânt, va trebui să dea un răspuns. Zeteobrio și Menecadov, da, zice Duhul Sfânt, depinde de răspunsul care îl veți da fiecare în parte. Veți rămâne în picioare sau veți fi, zice Domnul, ebiantegalul de fapt, trecuți elebrionticaloș, ca fecioare neînțelepte. Veți fi însemnați, zice Domnul, unii pentru o cală și alții pentru viață veșnică. Depinde, zice Domnul, de frica voastră de Dumnezeu. De-o lupja briogantă răvășeleze conte manii de colo. Da, Sigentio Prado, sunt, zice Domnul, păstrate cu ediont, cu taină, zeniolă șamant, unele legi. Sunt păstrate, dar în scurtă vreme vor fi scoase la iveală, vor fi scoase la lumină. Dacă astăzi, zice Domnul, inima ta este necredincioasă, răzvrătită și plină de răutate, dacă astăzi inima ta este nepăsătoare în Sion, dacă astăzi inima ta, zice Duhul Sfânt, este departe de Domnul, oare crezi că în ziua aceea vei fi în stare să alegi viața și să alegi calea crucii lui Dumnezeu? Nici de cum, zice Hristos prin Duhul Sfânt. De aceea astăzi este vremea să te cercetezi. Astăzi este vremea să alegi, astăzi este vremea să-ți pui bine vegotnia de la fadot, întrebarea în viața ta, unde sunt eu și încotro mă îndrept? Zepioșna haide galbă de fild, de aceea zice Duhul Sfânt, deșteptare, deșteptare, tirigane revosaru, poporule trezește-te! Căci vremea s-a apropiat ca de la Horod să se încheie un ciclu al pământului și al vieții pe pământ. Zenohat, în felul în care hotărăște Dumnezeu. Lienăștară vă se privăne, carone. Antibiot merit. Unii sunt disprețuitori și zic că nu vine sfârșitul. Da, zice Duhul Sfânt. Gelavle, holy shed. Toți acești disprețuitori vor vedea și vor îngrozi. Dar voi care cunoașteți legea lui Dumnezeu, cercetați-vă și îngroziți-vă astăzi de starea voastră și opriți-vă din alergare și întoarceți-vă cu fața spre Hristos ca să puteți fi scutiți în ziua nenorocirii, să puteți fi puși la adăpost și Dumnezeul lui Israel să vă înconjoare cu puterea Lui și cu harul Lui și să fiți izbăviți. De aceea cercetare, cercetare, strigă Duhul Sfânt, Iisus Hristos a venit și va veni în trup, aleluia. Stai o clipă în loc și gândește-te dacă ai avut și vreo vedenie. S-a văzut așa că era un teanc mare de dosare, dar toate dosarele acestea aveau coperți negri și, și Duhul lui Dumnezeu a spus că aceste dosare, aceste legi care sunt deja făcute, ele sunt ticluite și bine puse. Păstrate în taină, scoase la vremea potrivită. Dar, cum să spun eu, Domnul arăta că mergea în ușă la fiecare familie și punea dosarul ăsta. Adică o lege care va intra din casă în casă și fiecare va trebui să dea un răspuns. Fie pentru o cară, fie pentru viață veșnică. Deci nu va veni cu sabia, cu pistolul la tine. Îți va pune legea în față și va trebui să... 13 a noua 2020,
pentru poporul Domnului.